Salut tuturor! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Alexandra și în clipul de azi vă arăt rutina noastră de seară. Dacă sunteți noi aici, sunt mamă de doi băieți, Horia cel mic, am plinit de curând un an, iar Victor urmează să împlinească 3 ani. Am decis să încep clipul ăsta cu momentul pregătirii cinei, care de cele mai multe ori coincide cu momentul în care termină Rareș lucrul. După cum vedeți, Horia e mereu în preajma mea, de cele mai multe ori vrea în brațe, așa că de regulă încerc să-i găsesc ocupație, iar în final fac parte din cină cu el în brațe. În timpul ăsta, Rareș încearcă și el să petreacă timp cu ambii copii, așa că ba îl ia pe Victor, ba pe Horia, după cum vedeți, e un haos total. Între timp, Victor s-a hotărât să vină în inspecție, era curios să vadă ce pregătesc acolo. Apoi a văzut camera și a început să se joace cu ea. Horia e încă mic, nu înțelege conceptul de a sta împreună la masă și de cele mai multe ori vrea absolut orice vede pe masă. Ba din farfuria mea, ba din a lui Rareș, ba pâinea. De data asta a văzut mușdeiul de usturoi și voia să-l încerce. Nu știa ce e acolo, așa că l-am lăsat, a băgat mâna în cană și acum o duce la gură, o să vedeți imediat. Dezastru! Nu i-a plăcut deloc, așa că am sărit cu apa. După cine, de cele mai multe ori Rareș este cel care strânge masa și de data asta este rândul meu să petrec timp cu cei mici. Dacă este seară de baie, ăsta e momentul în care îi bag pe copii în cadă. În seara asta nu le-am făcut baie însă, pentru că nu le facem baie în fiecare zi, așa că am ales să mă mai joc puțin cu ei înainte să-l pregătesc pe Horia de somn. Horia este primul care merge la somn, de regulă pe la 7:30-8 adoarme și înainte de asta îl schimb în pijamale, îi dau vitamina D și îl spăl pe dinți. Victor primește și el vitamina D. În timp ce eu îl pun pe Horia la somn, Rareș și Victor se uită la desene. Cred că v-am mai spus într-un clip anterior faptul că Victor are o jumătate de oră de desene pe zi. În realitate sunt cam 40 de minute, uneori chiar 50. În timpul ăsta, eu și Horia ne pregătim să citim. Horia este super fascinat de animale și în orice carte ne uităm, el caută animalele. The chicken. Cotcodac? Chicken. The chicken. Corn. This is corn. And this is... Încerc să învăț pe copii și un pic de engleză, acum când absorpția de limbaj este foarte mare. Așa că atunci când ne uităm în cărți, întotdeauna vorbesc doar în engleză cu Horia. Cu Victor citim și cărți în română deja, dar când era de vârsta lui Horia, făceam la fel. Dacă sunteți curioși legat de abordarea mea asupra învățării unei limbi străine, vă rog lăsați-mi în comentarii și fac un clip dedicat. După ce adorme Horia și se termină desenele, urmează momentul în care Victor își bea cana de lapte. Urmează apoi momentul în care îl spăl pe Victor pe dinți. Dar să nu vă închipuiți că e treabă ușoară. Eu îl chem, el pleacă, apoi se pune în diferite poziții, pentru ca în final să cedeze. Cu spălatul pe dinți a devenit un obicei ca eu să-l spăl seara, iar Rareș dimineața. După, mai rămâne să-l schimb în pijamale și e gata de somn. În fiecare seară, înainte de somn, facem curat în camera lui Victor și după cum vedeți, această regulă s-a transformat în eu sau Rareș facem curat pentru că Victor nu ajută deloc. Salut! Cum te cheamă pe tine? Victor. Și mai cum? Victor Lai. De la Olată lui Bun, de la Bitita. Și pe mine cum mă cheamă? Mami. Și pe tati cum îl cheamă? Tati Pop. Ah. Mami Popi, Victor Popi, Horia Pop. Și din ce oraș e tati? Din Bitita. Și mami? Din Basov. Ah. Și care e cel mai bun prieten al tău de la grădii? Sebi.
Sebi? Și te joci numai cu Sebi? Da. Cu altcineva te mai joci? Da. Cu cine? Cu Toma, cu Ivan, cu Teia. Cu toată lumea. Și care e jucăria ta preferată? Ecavatorul. Ah, ecavatorul? Da, dacă imagina dacă nu ai de jucărie. E căvatorul de jucărie. Îi dăm dracul de jucărie, îmi place mie. Aha. Și ce vrei să primești de ziua ta? O mașină mică, mică, de curs. Un pic mai mare, da. Da, câți ani faci? 3. 3 ani? Da. Ești mare. De? Ești mare. Vezi cât de tari mare sunt? Da. Wow! Ești foarte mare! Eu și Rareșul adormim alternativ pe Victor, iar în seara asta este rândul lui. Gata! Ăsta a fost clipul de azi. Mulțumesc pentru timpul acordat și dacă aveți orice cerințe legate de clipuri viitoare, vă rog lăsați-mi în comentarii. Până data viitoare, aveți grijă de voi! Salut!